Academicianul Eugen Simion a declarat la Dumbrăveni că, înainte de a părăsi funcția de președinte al Academiei Române, avea un proiect care era cât pe ce să fie pus în practică. Este vorba despre înființarea Institutului de Cercetare Bucovina. Păi înseamnă mult faptul că plecăm și venim aici cu 7 academicieni, vă dați seama ce înseamnă. Și anume că, în primul rând, ne gândim la Eminescu și el trebuie amintit din când în când. Doi, ne place. Mie personal îmi place foarte mult. Bucovina mi se pare o țară miraculoasă. În al doilea rând, și un primar bun. N-am vrut să-l lăudăm prea tare ca să nu dăm idei celor care, cum să spun, nu se simt bine. Dar am ascultat lucruri frumoase aici, s-au spus gânduri bune. Eu cred că am avut în cap, am venit de la București cu această idee să reanimez ideea mai veche a Academiei Române de a crea un institut de cercetare care se cheme Bucovina și care să se ocupe de tradițiile spirituale ale acestei părți a românității. Un institut pe care să-i dăm o structură academică, să se ocupe de ce a fost aici înainte, în toate părțile românității, și din Basarabia și din partea elantă a Bucovinei, și să o facem împreună cu Academia de Științe din Austria. Acum 10 ani am semnat un asemenea protocol cu președintele Academiei. Eu eram președintele Academiei Române atunci. Găsisem să punem doi directori, între care un românist foarte bun, Mihai Mețăltin, membru al Academiei lor și a noastre. Acest institut însemna o colaborare între Academia Română și Academia de Științe din Austria și se semnase deja un protocol cu președintele Academiei din Austria. Ei dădeau 3 cercetători români urmând să dea și ei și să se înființeze un institut aici care să studieze cultura Bucovinei și nu numai, dar la un nivel european, la un nivel academic. S-a plecat cu echipa, au venit urmașii care s-au ocupat cu altceva și s-a ales praful. A fost unul dintre proiectele eșuate. Eugen Simion a spus că de vină ar fi românii noștri, chiar membrii ai Academiei Române. El a cerut celor prezenți, inclusiv parlamentarilor, să nu abandoneze această idee și să deschidă la Suceava acest institut. Vreau să reluăm această idee și sunt foarte bucuros că domnul deputat este și el, văd, însuflețit de această idee. Problema este, domnule deputat, să o punem pe roată această idee. Adică să nu rămână un subiect de discurs, ci să construim ceva. Și eu mă oblig dinspre partea Academiei să însuflețesc la rândul meu pe cei care conduc acum, pe urmașii mei la conducerea Academiei. Și l-avem pe domnul vicepreședinte Bogdan Simionescu, care se trage de aici, de la dumneavoastră. Dar să știți că contează enorm de dumneavoastră și de autoritățile locale. Sunt convins de lucrul acesta și nu numai că mă veți avea partener, ci vă garantez că voi face tot ceea ce trebuie făcut în acest sens. E nevoie de colaborare, e nevoie de comunicare și sunt convins că lucrurile astea se pot face pentru că județul Suceava are tradiție, județul Suceava are cultură, județul Suceava e până la urmă un tampon cu lumea slavă, e un pod spre lumea slavă și invers și e absolut normal să avem și o relație corectă și normală cu frații noștri de partea cealaltă din Bucovina, care nu mai aparține României. Și cu cei din Basarabia, categoric. Și este o zonă foarte specială a românității, a culturii române, adică Bucovina și împrejurimea este o zonă în care s-au întâlnit marile culturi. Așa este. Marile culturi, slave. Austriecii au stat aici cât? Aproape 100 de ani sau cât au stat?
așa? Ei, și ei sunt interesați pentru că, cum spuneam și la întâlnirea noastră, care de-abia s-a încheiat, am informații foarte precise că sunt zeci de mii de documente privind administrarea austriacă în Bucovina și fenomenele care s-au întâmplat atunci, documente care n-au fost până acum deschise. La rândul său, deputatul PNL de Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, a afirmat că este o provocare și a mai adăugat că această idee îndrăzneață îi surâde și că va face tot posibilul să o pună în aplicare. Personal am studiat în arhivele de la Cernăuț undeva la peste o lună de zile documente ce țineau la momentul ăla când eram eu prefect vis-a-vis de proprietăți, lucruri care mă interesau acolo. Există mii și mii de pagini de arhivistică acolo care interesează și care ar putea scoase la suprafață. Domnul profesor, astăzi sunteți profesor de filozofie. De ce sunteți un om legat de această chestiune? Totul este la noi, la români, că noi avem imaginație, suntem și inteligenți, suntem pricepuți. Să facem ceva, să ducem la capăt, să ne vindecăm de boala numită adamism, de a începe și de a nu termina. Bun. Deci, se poate, există o gândire academică în acest lucru, trebuie să punem încă o dată pe roate această construcție. Instituții la un loc pentru a duce la bun sfârșit proiectul dumneavoastră până la urmă. Da. Cu siguranță. Și e și o decizie politică, să știți. Cert. Nu vă spun de ce, pentru că știți mai bine decât mine. Să fie aici un centru de cultură și de studiu, de cercetare românească pentru tradițiile noastre. În această zonă. Este absolut important și vă mulțumim că v-ați gândit la Bucovina și că vreți să luptați în continuare. Nu, da, vreau să-i animați puțin pe parlamentari. Colegii mei, da, noi suntem 14-16 parlamentari suntem în Suceava. Cred că am putea fi o forță dacă am adunați la o masă. Vă invit eu. Extraordinar. Vă invit-o la Coș, Casa Onorilor de Știință, la Academie, într-o zi, că trebuie să mâncați într-o zi, și la masă putem discuta aceste lucruri. Eu o fac în chip evident gratuit. Că... știu. Da. Dar ce facem pentru cultură, eu zic că e foarte important. Acesta a mai adăugat că această provocare îl onorează și a garantat că va face tot ce îi stă în putință pentru a se informa despre această inițiativă. Deputatul a afirmat că își aduce aminte de această propunere cu ceva timp în urmă, că nu își amintea exact ce s-a întâmplat și a cerut să se aibă încredere, pentru că este esențial să se găsească oameni care să se implice, care să aibă voință și respect față de un astfel de proiect. La final, deputatul a afirmat că este convins că se va reuși.